Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la o nouă mapă, mai exact, Around Minecraft in 8 Parcours. O nouă mapă de parkour, alături de Max și Punct, nu-i așa? Da, sau Max și altele, depinde. Păi și cum preferi? Bă, oricum. Nu știu, Max! Bun, deci oricum. Înainte să începem, vreau să vă amintesc foarte rapid să nu ezitați, apăsați butonul de like dacă susțineți această mapă și veți episoade în continuare. Momentan nu aveți de unde să știți dacă susțineți sau nu, dar o să vedeți, pentru că e destul de ok mapa, nu așa, Max? Bă, bănuiesc și așa pare. Foarte șmecheră. Deci, hai să vedem, mai avem aici cartea cu map introduction. Aici ne povestește că în mapa aceasta o să traversăm în diferite lumi, să spunem așa, pentru că e 8 parcurs, probabil să fie cu apă, foc, chestii de-astea. Și avem aici un reminder și ne zice să ne punem spawn point, așa, pe pressure plate-uri și să jucăm în survival, dar să nu spargem locul. Bun, hârtie, cine avea asta? Băi, amuzant că aici zice să fii sigur că ești pe 1.8, știi? Dar dacă intri pe 1.7, nici nu-ți arată nimic în chest. Că-i băguit, gen. Da. Bun, deci, ce trebuie să facem noi mai exact este că sunt 8 lumi, să le spunem așa, și fiecare conține cât un parcurs. La finalul parcursului este o bucată de lână, după cum vedeți aici, și noi trebuie să completăm. Avem dificultatea, gen easy, medium, hard, etc. Așa că Max alege una. Bă, hai să mergem cu asta. Perfect, nether parkour. Am impresia că dacă le completez pe toate la final, cred că mai e un level, ceva surpriză. Parcă așa știu, cu blocuri invizibile, chestii. M-am uitat eu puțin. Opa. Bă, mă, prea grăbesc la parkour-uri. Da, mai ales când ai fail. Îți vine așa să știi, te grăbești. Să-l faci odată. Am dat checkpoint. Lasă. Și pe tine, noroc. Da, păi mă da și pe mine de unde ești. Da. Mai bine facem așa ca să nu stăm, să pierdem timp foarte mult. Opa, astea cu fence sunt nașpa. Mi-am roare. Fix aici că zici. Ai căzut și tot acolo. Eu nu prea le-am cu astea cu fence-uri, dar... Trebuie să ții shift, nu știu. Da, cu shift, altfel nu prea ai cum. De fapt, poate, da. Aolo, îmi strip peste! Nu! Nu vreau, vreau să trec. Hai că-l fac eu, cred. Da, poate îl treci și tu, totuși. Hai că am dat eu. Am căzut fix după ce am dat. Bă, tu ăla l-am căzut, what the fuck? Hai că te dă de aici, cred. Ok. Deci eram pe fence-uri și pe blocurile astea, nu mare. Băi, aici, doamne, am luat foc. Deci dacă la un moment dat e foc, știi, dar de fapt nu e foc, numai... Așa ți se pare? Da, am observat. Aoleo, nu zice că mor. Hai mă, chiar de tot. A, uite. Hai că măcar pe asta să fac. Și n-am văzut soul cell care să mișcă. Hai să ai. Hop. Checkpoint! S-a dat din greșeală, return to start. Bă, nu pare atât de grea. Da. Aoleo, parcur pe... Soul Sand. Hai că am reușit și eu. Vezi, chiar dacă... Aoleo. Simte rog că dai checkpoint. Om! La tastatura asta uneori se blochează W-ul, știi? Și merge așa în față și trebuie să apăs iar. Contează mult și tastatura la bă. Aoleo, iară căză. Nu înțeleg, nici n-am putut să încep. Ia, mai știu eu să fac asta iar. Fuck! Bă, eu zic că nu mai are rău să continui. Sau? Ba da. Păi și trecuse, ce mă oftic și am murit. Hai, aoleo, de ce am luat foc? Hai că poate ajung să dau checkpoint. Am viață. Hai mă. Hai că am ajuns. A! Era fix lângă ăla. S-a păs pe el. Nu, n-am mai apucat. Doamne.
Doamne ce... Ia cred că apuc eu. Și te-ai luat foc iară? Hai că am luat, am venit fără foc, dacă e. Oh my god, în ultima secundă am apăsat checkpoint. Nu știam care ești, mi-era să n-apăs return to start. Hai că m-a ajuns și eu. Ce să apeși din greșeală, return to start, n-are nimic colând la capăt. Bun. Aoleu. Ok, cam am tuneric aici. Aoleu, bă, mereu cad la scara asta aici, bă, nu știu, la scări, în general. Nu prea e chiar așa greu. Îmi vine să țin capul într-o parte așa, să mă, nu știu. Nu știu, pierd la cele mai... Da, asta suntem doi, să ne ajutăm. Da. Altele le faci tu, altele le fac eu. Hopa. Mamă, cu scara de asta în sus acum. Deci, a, ai luat checkpoint. Mă gândeam că am luat-o înapoi sau ceva. Nu, a, nu. Oh my god. Am sărit peste. Max, că ești cineva? Ok, dacă ne duc de la scara. Ok, ești maestru în parkour. Bă, dar așa ca idei e foarte ușor, știi, dar mai, nu știu, eu da. Panichez. Asta cred că asta nu e atât de ușor. La prima. Oh my god, am încercat să sar cu shift-ul. Ce tâmpenie. Oamne, mă panichez aici, zici că... Am căzut fix pe el, am apăsat... Oh my... Băi, iar am căzut, ești nebun. Ai putea eventual să reîncep de acolo, de unde ai căzut. Oamne, cum să cad așa? Hai mă, că acum fac. Hai că încerc și eu. Trebuie. Aici, faza că la parcurs, dacă vorbești mult, știi, nu știu, nu prea poți fi concentrat în același timp. Mm-hmm. Bă, ce... Cad așa pe marginea lunec, nu știu. Trebuie fără sprint să sari, sau nu? De exemplu, și la survival games, dacă joc survival games fără să filmez, fără să vorbesc și de astea, e mult mai ușor, nu știu. Da. Păi de asta mai arunci și câte o chestie, de exemplu, mi se întâmplă la survival games să arunc ce-mi trebuie, știi? Și lumea... Sunt atent. E altceva când te uiți la videoclip. Și lumea tot îți zice, aoleu... Vezi că n-ai făcut sabie, vezi că ai făcut flint and steel din Iron. Da. E mai ușor să analizezi așa. Hai frate, hai. No! Aoleo, alunec! Mi-a aducat și la ultimele. Când stăm la asta. Bă, măcar are checkpoint-uri destul de dese. Nu știu. Stăm tot episodul. Cum era să fi avut doar un checkpoint acolo? Oameni, eu mereu cad la prima, nu înțeleg. Hai, frate. Unul ăla nu se face cu... Cu sprint. Ba, cu sprint, re. Da? Da, pui și shift, așa. Sau... Depinde, nu știu. Îmi vine să strănut. Oamne. Strănut și nu poți. Ba, ai putea, da. Deja m-am plictisit. Eu cad înainte să ajung la fensuri. Da, așa. Na, belea, ia. Stai că nu știu dacă mai sunt fensuri. Oh, nu mai sunt astea duble. Lasă, eu cad pe scările alea când urc în sus. Bă, acele... dar nici nu le văd așa, nu știu, sunt puse. Gata, mă. Ai dat checkpoint? Gata, belea, păi nu e checkpoint la final. A, ai terminat Red tot, Bull. Ia, hai, dă-i să mergem la următoarea. Și dăm return to hub. What? Și acum punem luna. What? Pe mine mă dă încă aici, că am murit fix când ai dat tu pe aia. Stai, redul, aici. Bun, hai, hai să mergem. Bă, eu zic să le luăm așa, nu? Sau? Wool authenticated, ia uzi. Sau facem una asta easy. Asta a fost hard. Ia-o pe asta easy să vedem. Forest parkour. Forest. Pădure. Dacă ăla era hard și era ușor, asta e prea ușoară. Hai vezi acum, asta e și mai hard. Mă, dar ai ținut tu neapărat să începem cu hard? Așa, extrem. Era fix acolo, prima, nu știu. Nu a fost atât de hard. Sărim acolo sau... Aici.
Green. De data am apăsat să o luăm. Verde, așa ca pădurea, mamă. Blue, yellow, green. Aici. Fuck. Ce facem acum? Katie. Hai, nu știu, alege una. La mișto. Ba, nu știu, alege tu, că ala, tot eu am bala, ales. papacala. Hai, pe asta. What the fuck? Ce mă, asta, A, pești? suntem sub mare, cică. Da, under. Bă, pare șmecheră. Ce? Stai să ne dăm, stai că dau checkpoint. Set checkpoint. Așa, și de unde să începe? Doamne, mă enervează cu mâncarea. Dar nici nu mi-arată de unde încep. Bă, păi aici, pe unde mă duc? Aici? Sau în Aba, partea cealaltă? Cred că în partea cealaltă. Bă, nu știu. Nu-mi dau seama. Stai, deci trebuie să ajungem acolo. Hai aici, vin aici. Din partea cealaltă, cred. Stai că am sărit aici, nu știu ce se întâmplă. Acolo e finalul? A, nu. Da. Avea leaua. Gata, atât? Gata. Așa ușor? Oh, asta... Cine a fost asta? Chiar era mediu. Medium. Bă, nu-mi prepare. Și... Mai facem un an episodul ăsta? De fapt, hai să încheiem aici, că după aia continuăm și nu ia prea mult. Deci, aici încheiem primul episod. Sperăm că v-a plăcut, mulțumim pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa.